Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Sanda Șavolski și astăzi am să vă vorbesc despre secretul cortului lui Moise, profeția venirii Antichristului, după un material scris de George Hodorogea. Tabernaculul, cortul lui Moise. Potrivit Bibliei iudaice, tabernaculul sau mișcan, locuință, este numele folosit pentru identificarea unui obiect miraculos folosit de Moise, și anume cortul întâlnirii. Practic era un cort portabil unde, conform Vechiului Testament, Moise putea comunica cu divinitatea, mai ales în timpul exodului din Egipt, până la cucerirea Canaanului de către evrei. În acest cort era păstrat celebrul chivot al legământului, iar cu ajutorul său a fost construit primul templu de la Ierusalim, unde a fost depus. Conform Bibliei, cortul a dispărut odată cu distrugerea Ierusalimului de către babilonieni, în anul 587 înainte de Hristos. Despre construirea cortului întâlnirii avem o referire în cartea Exodului, care ne prezintă voința lui Dumnezeu. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Să facă un chivot de lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate și înălțimea de 1 cot și jumătate. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare. Fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise, până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului, tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Așa cum am mai spus, atunci când profetul Moise a condus fuga poporului evreu din Egipt, ajungând în vârful muntelui Sinai, a primit de la Dumnezeu tablele celor 10 porunci, cunoscute de noi ca Decalog. Tot atunci Moise a auzit vocea lui Dumnezeu: și așa să înșghebezi cortul după modelul care ți s-a arătat în acest munte. Nu era un simplu cort, ci era și adăpostul pentru câteva artefacte extrem de prețioase pentru iudei. În cort se afla chivotul legii, o ladă în care se păstrau tablele celor 10 porunci ale lui Dumnezeu, cupa cu mana cerească, ce hrănise poporul evreu pe parcursul a 40 de ani de pribegie în pustiu, sceptrul lui Aron, fratele lui Moise, desemnat să fie primul preot, și alte câteva. În cort slujau preoții iudeilor și tot acolo inițiații, în frunte cu Moise, stăteau de vorbă cu Dumnezeu, ascultându-i poruncile. Cortul era locul unde se rezolvau litigii și neînțelegeri, fiind un fel de tribunal suprem. Cortul fusese construit în așa fel încât putea fi ușor dezasamblat, mutat și reasamblat ulterior. Cortul și chivotul legii au însoțit poporul evreu în timpul pribegiei, iar atunci când evreii au pășit pe pământul făgăduinței, cortul a fost instalat în Galgala, iar apoi mutat în Shilo. După care a fost preluat de fiul lui David, regele Solomon, și instalat în Marele Templu de la Ierusalim. Ce spun ufologii? În Biblie se spune că tabernaculul, cortul lui Moise, a fost construit de meșteri, toți bărbații iscusiți în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere, constructorii
au fost Bezalel și Oholiab. Dacă în Vechiul Testament se spune că tabernaculul era folosit pentru comunicare cu divinitatea, ufologii cred că era vorba de o stație radio-video construită după un proiect neteran și prin el inițiații precum Moise sau mai târziu David și Solomon puteau primi instrucțiuni de la protectorii lor din spațiu, celebrii deja astronauți antici. După descrierea biblică, cortul acesta i-a însoțit pe fiii lui Israel în toți anii drumului prin pustiu, dar și după ce au pătruns în Canaan. El a slujit dialogului între Moise și protectorul său din cer. Unde a fost ținut cortul lui Moise? Inițial, tabernaculul a fost ținut la Shilo, iar odată cu ridicarea Marelui Templu de la Ierusalim de către Solomon, cortul lui Moise și-a găsit adăpost în incinta lăcașului de cult. Vreme de mulți ani, tabernaculul a găsit sălaș la Shilo. De fapt, se pare că templul a fost zidit după asemănarea cu tabernaculul și că destinația lui a fost, de fapt, înlocuirea cortului cu ceva mult mai măreț. Se știe că tabernaculul funcționa ca un intermediar între proprietarii cortului și divinitate. Cum templul lui Solomon nu a devenit un centru de legătură, atunci regele Solomon a fost nevoit să aducă tabernaculul în templul său. În ciuda deosebirilor în mărime și în arhitectura interioară dintre tabernacul și templu, existau între ele și foarte multe asemănări. De la Solomon până la nașterea Mântuitorului, cortul lui Moise și templul lui Solomon au fost cele două principale lucruri sfinte creștine. Cortul își merita locul principal, fiindcă fusese al lui Moise, adică cel ce i-a scăpat pe iudei din sclavie și care media între popor și Dumnezeu. În plus, în interiorul său, inițiații puteau dialoga cu divinitatea, conform Bibliei, sau cu o civilizație extraterestră, conform ufologilor. Templul din Ierusalim, fiind ridicat de către Solomon, regele evreilor, din însăși porunca lui Dumnezeu, ocupa poziția a doua în idolatria ebraică. Templul lui Solomon din Ierusalim. Așa cum am mai spus, cortul prorocului Moise le-a servit evreilor timp de 480 de ani, după care împăratul Solomon a construit în Ierusalim, pe muntele Moria, o superbă biserică din piatră, unde a fost mutat chivotul legii cu toate lucrurile sfinte. După aceea, cortul nu mai este pomenit în Vechiul Testament. În problema asta a dispariției, o să revenim puțin mai târziu. Templul lui Solomon a fost construit în 7 ani și jumătate, iar în timpul sfințirii lui, se spune că din cer a pogorât un nor misterios și Solomon a auzit glasul lui Dumnezeu. Ți-am auzit rugăciunea și cererea ta către mine și ți-am îndeplinit toate după vrerea ta. Am sfințit templul pe care l-ai zidit ca să petreacă numele meu acolo în veci și vor fi ochii și inima mea acolo în toate zilele. De atunci, templul din Ierusalim a devenit centrul vieții religioase a mult încercatului popor evreu. Templul înălțat de Solomon a fost distrus în anul 589 înainte de Hristos de hitiți, în timpul invaziei lui Nabucodonosor, regele Babilonului. În anul 500 înainte de Hristos, el a fost reconstituit, fiind numit al doilea templu din Ierusalim, în care, conform Evangheliei, a propovăduit chiar și Iisus Hristos. Templul lui Solomon, precum și cortul lui Moise, erau alcătuite în interior din 3 părți. Curtea, ce azi poate fi identificată cu pridvorul unei biserici creștine, sanctuarul și Sfânta Sfintelor, adică ceea ce numim azi altar.
Profeția venirii Antichristului. Prin intermediul cortului lui Moise, potrivit Bibliei, Dumnezeu a transmis în templul lui Solomon avertismentul cu privire la venirea pe pământ a Antichristului. De la Sfântul Apostol Pavel aflăm și interpretarea avertismentului. Să nu vă amăgească nimeni cu niciun chip, căci ziua Domnului nu va veni până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință. Când lumea se va lepăda de Dumnezeu, atunci va veni Antichrist. Se va înfățișa, așadar, în mijlocul unui climat anarhic, păcătos și ateu. Atunci se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării. Și precum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a nimicit pe toți. Theo Sturson, fizician și ufolog, susține că avertismentul biblic al venirii Antichristului trebuie interpretat astfel. Nu o divinitate a transmis avertismentul, ci o entitate extraterestră. Și prin anarhist trebuie înțeles nu un trimis al satanei, ci o civilizație extraterestră rivală a celei deja venită cu zeci de mii de ani înainte pe Terra. Cine și de ce a distrus templul lui Solomon? Istoricii, dar și teologii creștini, au susținut teoria distrugerii templului lui Solomon odată cu invazia armatei lui Nabucodonosor al II-lea în secolul al VI-lea înainte de Hristos. Dar un alt cunoscut teolog, Richard Elliot Friedman, afirmă că vinovații pentru dărâmarea templului lui Solomon ar fi fost edomiții, o mică populație din sudul Transiordaniei. Într-un articol publicat în Academia, Friedman sugerează că distrugerea templului și căderea Ierusalimului ar fi fost două evenimente separate, iar distrugerea templului a fost făcută cu scopul de a stăpâni artefactele existente acolo, precum tăblițele lui Moise, chivotul legii, dar mai ales tabernaculul, fiindcă datorită acestuia se putea obține comunicarea cu Creatorul, în cazul biblic Dumnezeu, sau în cazul științific al ufologilor, astronauții antici. Biblia Ebraică afirmă în mod explicit de numai puțin de trei ori că babilonienii au ars templul când au cucerit orașul. Friedman susține că aceste relatări sunt probabil eronate. El vine cu citate din cărțile sfinte. În cartea lui Ieremia se spune că la câteva luni după ce babilonienii au cucerit Ierusalimul, Ismael, fiul lui Netania, ar fi ucis 80 de oameni din Nablus și Shiloh, care aveau daruri de mâncare și tămâie ca să le ducă la casa Domnului, templul lui Solomon. Deci este clar că templul nu a fost distrus la cucerirea Ierusalimului, ci mult mai târziu de către hoții de artefacte. Un fenomen similar cu cel al piramidelor și mormintelor faraonilor egipteni. Cortul lui Moise, înstăpânirea lui Saladin. Sursele istorice, dar și creștine, afirmă că odată cu cucerirea Ierusalimului și distrugerea templului lui Solomon, urma cortului lui Moise s-ar fi pierdut. Dar iată că au apărut dovezi a existenței tabernaculului în secolul al XII-lea era noastră, adică cortul lui Moise ar fi fost în stăpânirea regelui Saladin. Se știe că Saladin a fost cel care i-a alungat pe cruciați din Țara Sfântă și nu numai de acolo. El i-a înfrânt pe cruciați chiar și pe militarii călugări ale celor trei ordine vestite, templierii, ioaniții și teutonii. Dar să vedem cum s-au petrecut lucrurile și de ce afirmă că Saladin ar fi posedat cortul lui Moise.
În 1187, un atac al lui Renaud de Châtillon, senior de Ultrejordan, Transjordania, asupra unei caravane musulmane, i-a oferit lui Saladin pretextul de care avea nevoie pentru a invada regatul latin al Ierusalimului. Prima operațiune a fost asedierea orașului Tiberiada. De data aceasta, Guy de Lusignan, regele Ierusalimului, a hotărât să acționeze. Sub influența lui Gerard de Rithford, marele maestru al templierilor, acesta a ordonat ca armata cantonată lângă izvoarele din Safuria să încerce să elibereze orașul de pe malul Mării Galilei. În data de 3 iulie, armata pornește către Tiberiada și urmează drumul ce trece printr-o vale mărginită de două dealuri. Pe culmile acestora se afla grosul armatei musulmane, care păstra distanța față de frânci, urmărind cu atenție mișcările lui Guy. Cavaleria ușoară a lui Saladin a întreprins atacuri rapide și repetate asupra avangardei și ariergardei și a lansat ploi de săgeți menite să încetinească ritmul de marș și să reducă moralul trupelor. În acest context, Guy a ales să înopteze lângă izvoarele de la Kafr Hattin. Toată noaptea, musulmanii i-au intimidat pe creștini. Au cântat, le-au strigat insulte și, cel mai rău, au ars vegetația din jur. Temperatura ridicată, fumul rezultat în urma incendiilor și lipsa apei și-au spus cuvântul. Latinii erau demoralizați. A doua zi, Gerard de Rithford și Renaud de Châtillon au înțeles că singura scăpare a latinilor era să se așeze în linie de luptă și să încerce să iasă din împresurarea lui Saladin. Raymond de Tripoli a lansat un atac împotriva lui Taqi al-Din, nepotul lui Saladin, în încercarea de a crea o breșă prin care trupele să poată ieși. Însă arabii au deschis rândurile, permițându-i lui Raymond să treacă, după care și-au repoziționat trupele înconjurându-i. Musulmanii i-au încercuit complet pe creștini, iar mulți nobili au fost luați prizonieri. Renaud de Châtillon și cavalerii ordinelor militare au fost executați. Saladin își jurase că aceștia aveau să plătească cu viața lor, însă Guy nu a murit, ci a fost luat prizonier. După victoria de la Hattin, Saladin a început să cucerească teritoriile frâncilor, astfel că nu a întâmpinat nicio opoziție. La finalul lunii septembrie, sultanul controla Acra, Nablus, Jaffa, Toron, Sidon, Beirut și Ascalon. Apoi, Saladin a asediat orașul Ierusalim. În luna octombrie l-a cucerit. În timpul luptei de la Hattin, cruciații au avut o mare șansă de a-l lichida pe Saladin și deci de a câștiga războiul. Un regiment cruciat dintr-o întâmplare ajunsese la câțiva pași de cortul lui Saladin, iar acesta se afla doar cu un soldat în cort. Moartea sa era inevitabilă, dar brusc cortul a început să strălucească, aerul să se încingă periculos, iar caii cruciaților se prăbușeau fără suflare. Căldura mare topea armurile cruciaților, practic arzându-i pe aceștia. Au scăpat cu viață doar cruciații care au putut să se îndepărteze repede de cort. Între timp, sosiseră și gărzile sultanului, așa că Saladin nu mai era în pericol. Toate aceste amănunte aparțin cronicarului arab Ben Abdul ibn Shaul. Mai avem și o relatare a lui Gheorghe de Vie, care povestește cum a decurs o întâlnire între regele englez Richard Plantagenet, cunoscut și ca Inimă de Leu, și sultanul Saladin. Este bine cunoscut că cei doi s-au simpatizat și în pauzele dintre lupte, s-au întâlnit nu odată și nu pentru negocieri. Se știe despre cunoscuta întrecere a spadelor. Astfel, Inimă de Leu a tăiat cu paloșul său imens un drug de fier,
iar Saladin, cu sabia lui fină, a tăiat dintr-o mișcare un văl de mătase. Ei bine, De Vie povestește că la o întâlnire a celor doi la care fusese de față, a observat cu uimire că pe pereții cortului erau semne ebraice, deși stăpânul era, cum se știe, un musulman fanatic. Ba mai mult, în timpul discuțiilor, nu odată Saladin s-a folosit de parabole și sfaturi care aparținuseră regilor biblici David și Solomon. Și încă un amănunt. În absența lui Saladin, cortul era sigilat cu pecetea lui Solomon, astfel că nimeni nu putea intra. Oare ce avea de ascuns sultanul Saladin? Cort simplu sau tehnică extraterestră? Din textele clasice sfinte, dar și din unele apocrife, putem să observăm ce proprietăți extraordinare avea acest cort sau ce o fi fost el. Astfel, cortul lui Moise rezista, se spune, la temperaturi extraordinar de mari, temperaturi la care se lichefia scoarța pământului și se prăbușeau terenuri. Cortul rezista la furtuni care demolau case și palate. Se spune că în interior avea o dimensiune variabilă, putând adăposti copii, bătrâni și mamele care alăptau, dar și pe cele ce aveau prunci în pântece, în caz de intemperii sau invazii. Conform Vechiului Testament, cortul avea capacitatea să risipească grindina și să anuleze fulgerele și trăznetele. David spunea că tabernaculul atrăgea forțe ale naturii ca un vortex și genera manifestări. Era practic un scut energic total. Deci, ca și ufologul Stevens, ne putem pune și noi întrebarea: oare ce reprezenta cortul lui Moise? O minune biblică sau opera industrială a unei civilizații supradotate tehnic, adică a unei civilizații extraterestre? Mai există o dilemă. Care a fost soarta cortului lui Moise? A fost distrus sau secretizat? Promitem că într-un material viitor vom încerca să refacem traseul cortului lui Moise, de la Solomon la Saladin, de la templieri la naziști, dar atât pentru astăzi. Dragi prieteni, sunt Sanda Șavolski și vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la sfârșit. Vă doresc tuturor numai bine! Pe curând!